Creșaua eternității, de dincolo de culoarul lizibilității, vrei să recompui ghemul parfumat al dorului rimat, din absolutul deschețat, al obrazului medaliat, evadând din universul paralel al nemuririi, scindând legile spațiale ale nesuferirii, și revii aici și acum, în siropul tainic al versurilor tale, pentru a ne da curajul schopenhauerian al găsirii cuvântului flămând, ce în vârtejul imaginației insistente, șampanie sonoră a gândului pergamentar, dă naștere extazului vital. Eminescu, condiziunea sine qua non a extazului vital. In memoriam Mihai Eminescu, de Mihai Udrea.